Nu se știe deocamdată de la ce a pornit incendiul, cel mai probabil de la instalația de încălzire. Este vorba despre o centrală care s-a supraîncălzit. La fața locului au ajuns 7 autospeciale cu apă și spumă de la pompieri, dar și un echipaj de la Smurt. Un pompier s-a rănit și a primit îngrijiri în ambulanță, iar apoi a fost transportat la spital. Din fericire, altcineva nu a mai fost rănit, dar casa, care aparține unui patron al unei firme de mobilier, a ars în totalitate. Este construită din lemn dat cu lac și placat cu material din plastic, cu un grad ridicat de combustie. La momentul sosirii la fața locului, incendiul se manifesta violent la întreaga structură a casei, deoarece aceasta era construită din lemn și acoperită cu șiță. Incendiul a fost dificil din punct de vedere al stingerii, deoarece sursele de apă se aflau la o distanță de aproximativ 2-3 km, autospecialele fiind nevoie să se alimenteze în sistem navetă. Când am ieșit afară, am văzut flăcări dintre 3-4 metri. V-ați temut că ar putea ajunge și la casa dumneavoastră? Eram prea departe, nu eram prea departe. Numai la casa lui sora mea, văd că bagă pompierii apă pe aia ca să nu s-a încins. Pompierii au intervenit cu apă și spumă și la locuințele învecinate pentru ca focul să nu se extindă.